Oamenii se împart în mai multe categorii. Există oameni sensibili și oameni foarte sensibili. Unii sunt atât de sensibili încât plâng atunci când citesc o carte sau când vizionează un film. Coardele sufletului lor sunt atinse și emoțiile se transformă în trăiri puternice. Alții gestionează în alt mod emoțiile și le exploatează altfel, obținând alte rezultate. Cu câteva săptămâni în urmă, copiii mei împreună cu alți tineri au vizionat un film bazat 100% pe fapte reale despre un tânăr creștin diagnosticat cu cancer pe care boala îl biruiește, dar speranța veșniciei și încrederea neclintită că cineva l-așteaptă pe țărmul celălalt cu brațele deschise nu i-o poate lua nimeni. În urma acestui film, copiii mei au avut reacții foarte diferite. Fica mea a fost marcat emoțional, a plâns, a empatizat cu personajul și când a ajuns acasă îmi spunea, tati, simt aici în piept durere. Aici unde băiatul acela avea uh, boala, eu simt o durere. Fiul meu însă a privit spre acest film detașat, ca pe o istorie care se termină cu bine, deoarece personajul ajunge la cea mai bună destinație în urma vieții plină de suferință de care a avut parte. Și acum adresez vouă o întrebare. Cui îi plac dramele, filmele sau cărțile care se termină nu neapărat în cel mai plăcut mod? Cui v-a plăcut pe vremuri Braveheart sau Titanic? Romeo și Julieta, dacă vorbim despre cărți, sau Ultimul Mohican? Există oameni care găsesc extraordinare în astfel de relatări, care descriu viața așa cum este ea, fără siropuri, plină de realism și de dramatism, unde nu toți reușesc să fie salvați, unde nu toți pot să supraviețuiască. Ei, dar cui îi plac relațiile de tip și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți? Poate vă mai amintiți unii dintre voi de romanele lui Jules Verne sau filmele tip Zoro în care binele învinge. Sunt sigur că în categoria asta intră cei mai sensibili. Dar, desigur, că sunt oameni care le plac dramele, dar le plac și povestirile care se termină cu bine. Și mai ales atunci când vine vorba de situații de vieții reale. Când viața bate filmul, tuturor ne-ar place să avem parte de un happy end. Happy end. Îmi aduc aminte de vremea când citeam eu cărți. În adolescență am citit foarte mult, atât de mult încât tatăl meu îmi pusese interdicție. Erau cărți însă în care povestirea mergea pe niște pante atât de abrupte încât nu mă puteam abține și deschideam la ultimul capitol și citeam acolo câteva paragrafe. Nu vroiam să văd cum să termină povestea, dar dacă observam că personajul care în capitolul în care eram acum și era cuprins de febră și înconjurat de canibali și dacă acest personaj apărea și pe ultimele pagini, atunci mă reîntorceam la capitolul unde lăsasem citirea și continuam să citesc cu inima liniștită, chiar dacă mă aflam într-un capitol tragic. Cine dintre voi mai obișnuiește să facă așa ceva? Mai sunt oare oameni care fac așa ceva? Sau să deruleze puțin, să vadă cum se termină filmul. Pentru că e prea tristă realitatea de la mijlocul filmului să vedem, mă, o supraviețuit. Ok, dacă da, acum, ok, o să vedem noi cum decurge povestirea. Ei bine, pentru unii oameni de felul ăsta, Biblia are câteva pasaje care ne dezvăluie ceva din perspectiva finală pentru a nu ne pierde în deznădejde și depresie, pentru a nu cădea pradă unor stări deplorabile, deoarece există un happy end pentru cei care sunt ai lui Dumnezeu, pentru cei care au luat hotărârea, așa cum am văzut săptămâna trecută și așa cum ne-am amintit și joi la închinare, de a umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Amin dar trebuie să conștientizăm că de acest lucru, adică happy, nu avem neapărat parte în decursul călătoriei noastre, ci este celul, adică endul ei. De aceea, este imperios necesar să ne refocalizăm asupra destinației noastre, să ne refocalizăm asupra destinației noastre, să nu pierdem din vedere unde trebuie să ajungem. Ce viitor glorios ne stă înainte și să nu uităm căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează în noi, pentru noi, o, tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și așa începe pasajul de care ne vom ocupa astăzi, așa că haideți să citim primele trei versete. Deschidem în cartea mică. la capitolul 4 și începem de la versetul 6. În ziua aceea, zice Domnul, îi voi aduna pe cei schiop, îi voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem. Din cei schiop voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un iam puternic și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Iar la tine turn al turmei, deal al ficei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția ficei Ierusalimului. Aș vrea să observăm că, în primul rând, pentru a ne putea refocaliza asupra destinației noastre, este nevoie să avem o încredere nezguduită. O încredere nezguduită. Pasajul de astăzi începe undeva în viitor, la destinație, la happy end, în ziua aceea. Este o vreme pe care a hotărât-o Dumnezeu. Ea nu-i decizia noastră, dar e promisiunea în care noi trebuie să ne păstrăm încrederea. Am vorbit despre o încredere restaurată cu puțin timp în urmă. Această încredere nu se bazează pe autosugestie sau pe propriile noastre visuri, ci se bazează pe cel ce face promisiunea. În ziua aceea, zice Domnul zice Domnul sau cum ne aduce în vedere epistola către evrei, căci credincios este Cel care a făcut făgăduința. Pentru poporul despre care, sau pentru care profeția mica în acea vreme nu existau prea multe speranțe, Dumnezeu, în dreptul lor, decretase distrugerea. Armatele inamice, unelte în mâna lui, urmau să aplice pediapsa asupra poporului răzvrătit. Dar acest lucru nu era făcut la răutate sau la nervi, ci era soluția care urma să-i întoarcă cu fața spre cer. În mila lui de tată iubitor, chiar dacă îi pedepsește, le prezintă dinainte speranța finalității. Pedeapsa are un rol educativ. Cei care fuseseră răchinuiți, pedepsiți, erau totuși copiii lui de care el vroia să se îndure și chiar dacă în urma loviturilor primite, mulți dintre ei vor șchiopăta și vor fi risipiți în toate direcțiile, cineva privea înspre ei cu bună voință, pregătindu-le un final glorios, le aducea în vedere un happy end. Nu pentru că îl meritaseră, nu pentru că s-au redresat, ci pentru că Dumnezeu, în bunătatea lui, vroia să le arate îndurare și har. Poporul exilat împrăștiat și invalid, va deveni din nou o națiune puternică. Va renaște din cenușă, dintr-o mică rămășiță, ca și legenda păsării fenix. Și pe tronul împărăției va reveni dinastia lui David, adică, spune textul, vechea stăpânire, conducerea pe care a, a promis-o domnul poporului său, iar în inimile înnoite, nu vor mai adora niciun idol, ci Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în viac. Dar atunci când situația e sumbră, atunci când cerul este acoperit de nor și nu se întrevede nimic din această promisiune, este greu să o mai aștepți. Atunci ai nevoie de o încredere nezguduită. Dragă biserică, dragi ascultători, astăzi când auzim atâtea vești preocupante de criză, de pandemie, de război, când guvernele merg împotriva firii, când la Bruxelles se iau cele mai tâmpite decizii, cele mai denaturate decizii, când lucrurile și moralitatea se înrăutățesc cu fiecare zi ce trece. Ne spunea Domnul Isus, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați scapetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Nu uitați care e destinația voastră. Nu uitați că avem o promisiune mult mai bună. De aceea să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Care este destinația pe care tu o aștepți? Încotro te îndrepți tu? Unde este ancorată speranța ta? Permite să te întreb altfel. Ai cel puțin o speranță, o nădejde unde să Reazem inima? Ce te așteaptă? Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Doar atât? La atât se rezumă totul? Un restaurant bun? O beție pe cinste? Atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Este vremea. Este vremea să ne amintim că avem o altă destinație. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit trebuie să umblăm nu prin vedere, ci printr-o încredere nezguduită în ceea ce ne-a promis Dumnezeu, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Dar adverbul în ziua aceea, care determină timpul în prima parte a textului, este înlocuit cu altul în paragraful următor și anume acum. Atenția se mută de pe destinația finală pe ceva ce are loc înainte de asta. Haideți să citim mai departe. Pentru, pentru ce strici tu însă acum așa de tare? N-ai împărat? Nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? Suferă fica Sionului și geme ca o femeie la naștere, căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. Chiar dacă există un happy end, înainte de a ajunge acolo, ni se prezintă o traiectorie neplăcută. Observăm că, în al doilea rând, pentru a ne refocaliza pe destinația noastră, trebuie să înțelegem că avem de parcurs un drum inevitabil. Un drum inevitabil. Și spun inevitabil nu din perspectiva unei predestinări, ci din cauza consecințelor unor decizii care au fost luate. Gândurile ne determină faptele, acestea ne formează obiceiurile, iar acestea ne vor condiționa inevitabil drumul și respectiv destinul. Poporul îl întristase pe Dumnezeu. Aveau o imagine greșită despre el, relația cu el era deteriorată, nu mai țineau cont de misiunea lor, având motivații meschine și nu mai respectau cuvântul celui ce le era Domn. Erau lipsiți de încredere în el, cu relațiile între ei făcute praf și practicând o slujire compromisă mergeau pe drumul pe care și îl trasaseră. Și urma pentru ei o perioadă tragică. Împăratul urma să fie detronat și înlănțuit, iar consilierii scoși din funcții. Din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri groaznice, le spusese mica cu ceva timp în urmă. Aici, pentru a înțelege cât de profunde vor fi durerile, el aduce metafora femeii în travaliu, consecința păcatului lor. Orice păcat, orice păcat produce mai repede sau mai târziu durere. De aceea, nu te juca cu păcatul. Dar foarte interesant că în acest pasaj nu se aduce vorba despre păcat, despre motivul care a determinat aceste dureri. În niciun moment nu este adresată, ca în pasajele anterioare, nicio acuzație nicio învinuire. Ba, parcă și exprimarea suferă fica Sionului și geme, este cumva plină de milă. nu plină de răutate, plină de răzbunare, plină de consecință. Nu, pentru că acest paragraf este adresat rămășiței care va avea parte de restaurarea lui Dumnezeu. De acolo, nu toți păcătuiseră. Între ei erau copii care încă nu aveau putere de discernământ și care au urmat doar deciziile părinților lor. Nu tot poporul păcătuise cu intenție, ci au fost învățați să o facă așa. Nu mai știau face deosebirea între bine și rău. De aceea este cuvântul Domnului atât de aspru cu conducătorii și preoții națiunii, națiunii, deoarece rătăcesc poporul meu. Adică au lăsat poporul să ajungă într-o stare departe de Dumnezeu. Și acum poporul se afla pe un drum inevitabil datorită unora care nu și-au împlinit corect responsabilitățile și nu au vegheat îndeajuns ca poporul să rămână în calea și cuvântului Dumnezeu. Vă mai amintiți când Domnul îi spune profetului Iona că el are milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Deci Domnul Ale are milă de ei deoarece mare parte dintre ei nu știau ce e drept și ce e nedrept. Suferința de care avem parte ca și peregrini, pe acest pământ însoțește umanitatea de la căderea omului în păcat. Chiar durerile nașterii propriu-zise sunt consecințele directe ale păcatului. Însă, nu toate lucrurile sunt neapărat din cauza noastră directă. Dar este un drum inevitabil pe care trebuie să-l parcurgem. Acesta este exodul fiecărui om. Nu doar poporul Israel a avut parte de un exod pe vremea lui Moise. Aici distingem un alt exod. Vei ieși din cetate, vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Fiecare avem parte de pustie, de un câmp, de un loc unde suntem lipsiți de protecția zidurilor cetății, fie datorită deciziilor noastre proprii, fie datorită deciziilor altora asupra noastră. Acolo ne este testată tocmai încrederea aceea care trebuie să devină de nezguduit. Alții ajung în Babilonul lumii, asemenea fiului risipitor, unde sunt robi plăcerilor și ai desfrâului. Doar cel pierdut are nevoie de salvare. Da, dar chiar acolo, acolo vei fi izbăvită. Acolo te va răscumpăra Domnul. Din groapa cea mai de jos, El îți întinde mâna, îți neștezește drumul sub picioarele tale. Drumul pe care îl parcurgi nu este ascuns ochilor săi, chiar dacă trece prin valea prângerii. El te va scoate de acolo. Dacă mergem mai departe, observăm că din nou apare termenul acum care determină timpul. Și haideți să citim următoarea secțiune. Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic să fie pângărită ca să ne vadă ochii împlinindu ni se dorința față de Sion. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca pe niște snopi în arie. Scoală-te, fica Sionului, și trăieră, că ce ți fac un corn din fier și o copită de aramă ca să sfărâmi multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregului pământ averile lor. Privind la istoria acestui popor, în momentul în care este rostită prorocia, nici acest acum nu se împlinise încă. Cucerirea Ierusalimului, exilul și robia, chiar dacă apar în lumina lui acum, sunt iminente, dar încă nu au avut loc. Încă trăiau în casele lor, încă se bucurau de prosperitate, de pace, de belșug. Asirienii și babilonienii, neamurile acestea încă nu se strânseseră împotriva lor, ci urmau să vină. Aceste popoare, ca de altfel toate popoarele care de-a lungul anilor au luptat cu poporul Israel, nu cunosc, nu înțeleg și nu știu că Dumnezeu se folosește de ele pentru a-și duce la îndeplinire gândurile și planurile. Pentru noi, ziua de 7 octombrie a anului 2023 a fost un atac terorist. Pentru Hamas, a fost un plan bine pus la punct ca să-și vadă împlinindu-se dorința față de Israel. Așa a fost și cu Asiria când a cucerit Samaria și cu Babilonul când a cucerit Ierusalimul. Nimeni dintre ei nu a putut să vadă care sunt planurile Domnului în această situație. Dar în mijlocul acestor situații, Domnul are ceva de făcut cu poporul său. Pentru că, în al treilea rând, atunci când ne focalizăm asupra destinației noastre, realizăm că avem o însărcinare irevocabilă. O însărcinare irevocabilă. Poporul Israel nu a ieșit din robie nici cu mulți ani în urmă din Egipt, nici după aceea din Babilon, în urma unei revolte, a unei revoluții, a unui război armat. Mereu Domnul a aranjat lucrurile pentru ei. Nu era vorba de o luptă fizică, ci ceea ce ei au trebuit să facă mereu este ceea ce trebuie să facem și noi să ascultăm ceea ce ne transmite Dumnezeu și să împlinim. Nici noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Noi trebuie să identificăm dușmanul invizibil care se ascunde în spatele situațiilor de criză și pe acela să-l condamnăm. Fiind poporul lui Dumnezeu astăzi, trebuie să ascultăm să ne sculăm, să ne ridicăm și să ne apucăm de treierat. Dumnezeu creează oportunitățile. Vom întâlni situații și oameni pe care Dumnezeu deja i-a așezat acolo. Dar se folosește de noi pentru zdrobirea lor. Nu o zdrobire fizică în care noi să ne luptăm cu ei, nu trebuie ca tu să-i faci praf, ci o zdrobire a mândriei și a siguranței lor. Dumnezeu se folosește de tine. Și de mine ca să le vorbească, ca să-i pregătească. Nici măcar nu trebuie să te întrebi cum voi face asta. Pentru că tot el, Domnul tău, are în vedere și resursele de care ai nevoie. El îți procură și cornul de fier, și copita de aramă. Cornul era simbolul puterii, iar copita era cea care călca cerealele în area de trăierat pentru a obține sămânța curată. Înainte de a ajunge la happy end tu iei aminte la însărcinarea încredințată? Auzi cum Domnul Secerișului îți spune, mare este Secerișul, dar puțini sunt lucrătorii? Îți împlinești însărcinarea? Ai pus mâna pe uneltele din dotare, pe puterea tăriei lui și tot ceea ce ai să pui la dispoziția serviciului său? Sau ești mai preocupat de știri, de lucrurile care se întâmplă în prejurul tău, decât de a-ți face datoria și însărcinarea pe care o ai de îndeplinit. Ce primează în viața ta? Speculațiile scatologice sau împlinirea însărcinării primite? Atunci când ne împlinim însărcinarea, noi facem un serviciu împărăției care ne-a angajat. Pasajul ne spune că toate acestea se întâmplă ca să închini Domnului câștigul toată recolta, tot beneficiul, tot ceea ce obținem noi pentru noi, nu e ca biserica să crească, nu e ca uh, oamenii să vină, nu e ca să strângem fonduri, ci totul este pentru a fi închinat Domnului. Cu cât mai mulți oameni sunt eliberați de subrobia păcatului și readuși în casa lui Dumnezeu, cu atât numele lui va fi mai mult proslăvit cu atât mai mult crește lauda Lui. Nu e vorba despre noi, cu atât mai mult crește bogăția Lui când noi ne administrăm corect darurile și oportunitățile oferite. Și împărăția Întunericului are de pierdut. Dumnezeu este glorificat când în mijlocul oricărei situații ne-am aflat, aducem roadă pentru cer, împlinindu-ne trimiterea pe care ne-a făcut-o. Așa că îndeplinește însărcinarea. Ultimul verset de astăzi, chiar dacă aparține capitolului 5, se, adresea, se încadrează în pasajul pe care l-am parcurs. Dacă am mers din aproape în aproape, ajungem acum la cel de-al treilea acum al textului. Haideți să citim și primul verset din capitolul 5. Acum, strângeți rândurile încetate, ceata Sionului, căci suntem împresurați judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua peste obraz. Aici, acesta acum determină momentul actual. Acum ajungem în prezent și deducem că trăim o realitate diferită față de destinația promisă. O realitate diferită. La puțin timp după ce Samaria a fost cucerită, asirienii au venit și împotriva țării lui Iuda. Probabil că la această perioadă se referă acest verset. După ce au cucerit câteva cetări, cetăți întărite din țara lui Iuda, după ce au luat până și Lachisul, au împresurat Ierusalimul. Poate că această parte a profeției a fost scrisă chiar în timpul când erau înconjurați. Sanherib, consilierii și conducătorii oștilor sale au cerut poporului să se predea. I-au amenințat și le-au spus că nu există niciun Dumnezeu care să-i poată scăpa din mâna lor și populația s-a speriat. Împăratul Ezechia și-a rupt hainele de pe el în semn de mare durere. Realitatea era una cruntă. Dar în acele momente de tensiune, acel împărat a apelat la Dumnezeu. Și în cazul împăratului Ezechia, Dumnezeu a intervenit și a oferit o fereastră de răgaz chiar în timpul vieții lui. În timp ce orașul era împresurat, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci, Sanherib, împăratul Asiriei, a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Dar mai târziu, în timpul ultimului împărat, Zedechia, când Ier Ierusalimul este cucerit, acestuia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Adică exact versetul acesta. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua peste obraz. Popoarele inamice sunt unelte în mâna lui. Situațiile critice sunt modul prin care el ne șlefuiește. Pentru binele nostru, pentru a putea avea parte. Când? În ziua aceea de un happy end. Doar că în viața reală noi avem o problemă cu acest termen. Ne place happy, ne place să fim fericiți, ne place să ne meargă bine, dar nu ne place end, adică că acest lucru să vine doar la sfârșit. Noi am vrea un mereu happy, always happy, o constantă împlinire, o realitate idilică, nu doar un rezultat rezonabil, ci și un proces confortabil. Din această cauză am inventat anesteziile ca să ajungem la happy end, fără mai, să mai simțim durerea operației care ne face bine. Vrem ca atât procesul, cât și finalitatea să ne aducă satisfacție. Doar că, cu părere de rău, vreau să te atenționez că în viața spirituală nu există anestezii. Tot ceea ce trăim este însoțit de durere și diferit de promisiunea destinației finale. Vorbim despre pace și suntem cuprinși de atâtea lupte și trăiri de criză în interiorul nostru. Războiul cu firea noastră este unul foarte înverșunat. Vorbim despre bucurie și de multe ori suntem cuprinși de tristețe, de frică, de depresie. Vorbim de multe ori despre dragoste și realizăm că foarte des ne este atât de greu să iubim. Am vrea să trăim raiul pe pământ uitând că realitatea este diferită de happy end este vremea să ne refocalizăm pe destinația glorioasă care ne-a fost promisă. Este vremea ca toată energia noastră să fie îndreptată într-acolo. Este vremea să fim plini de o încredere nezguduită în promisiunile care ne-au fost făcute. Este vremea să fim cu ochii ațintiți spre înainte, să alergăm spre țintă pe drumul inevitabil care stă înaintea noastră. Este vremea ca pe acest drum să nu ne mai pierdem în lamentații, speculații și îngrijorări, ci să împlinim cu credincioșie însărcinarea irevocabilă care ne-a fost încredințată. Este vremea să confruntăm realitatea diferită pe care o trăim în lumina destinației promise. Aș vrea însă la acest moment să subliniez ceva. Acest pasaj are un destinatar specific. Acest pasaj nu este universal valabil, ci el se aplică doar destinatarului. Acest destinatar este numit aici în text Ficasionului, care apare de mai multe ori. În termenii Vechiului Testament, Ficasionului reprezenta poporul ales. Nucleul, dacă vreți. În termenii noului legământ, Ficasionului, așa cum am dedus și data trecută, reprezintă Biserica lui Hristos. Există teorii care spun că toți vor avea parte de happy end, că toți vor ajunge la locurile cu verdeață. Majoritatea oamenilor se complac să creadă că totul se va sfârși cu bine, indiferent de deciziile pe care le-au adoptat în viață. Că vor avea parte de o nirvana care îi, va, de, care îi va împlini. Te rog, te rog, nu te lăsa înșelat de aceste teorii, de acest happy end are parte fica Sionului, Mireasa, Biserica lui Hristos. Doamna Sion este doar pentru ea. Acest happy end este doar pentru Doamna Sion, care poartă numele soțului ei care poartă numele împăratului ei. De aceea aș vrea să te asiguri că faci parte din această entitate numită Biserica lui Hristos. Dacă fica Sionului de drept, adică poporul Israel, nu l-a primit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor al Lui. Totuși, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Adică au semnat pașaportul de intrare în biserica sa. Am întrebat la începutul mesajului dacă tu ai o astfel de speranță. Și vreau să repet și acum această întrebare într-un alt mod. Ești tu parte a Bisericii lui Hristos? Ai acceptat tu Domnia Lui în viața ta? Crești tu în Domnul Isus Hristos? Ai încheiat un legământ cu El în urma acestei credințe care a determinat în viața ta nașterea din nou? Iisus este ușa, poarta pe care cineva intră în biserica sa. Ești tu acolo? Dacă cumva realizezi că nu ai făcut acest lucru, te rog, te implor, nu amâna. Fă chiar acum acest pas. Predă-ți viața în mâna Domnului Iisus și fii partea bisericii tale. Doar așa, dragul meu, viața ta nu va fi o dramă, ci viața ta va avea un happy end. Dar în săptămânile care au trecut, am vorbit și despre alte lucruri din această carte a Profetului Mica. Am vorbit despre slujire și despre concepția de biserică. Fii foarte atent la ceea ce vreau să-ți spun acum. Poate vii de mult timp la biserică, dar nu ești parte din ea. Poate chiar te-ai botezat sau poate chiar te străduiești să faci unele activități. De multe ori, noi privim la aceste lucruri ca la ceva care trebuie făcut. Sunt în biserică, trebuie să am o slujire, trebuie să o fac intenționat, trebuie să fiu implicat în biserică, trebuie să trăiesc după criteriile bisericii, trebuie, 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 trebuie. Aș vrea astăzi să privești din altă perspectivă aceste lucruri. Atât slujirea, cât și apartenența la o biserică, aș vrea să nu le vezi ca un trebuie, ca ceva care trebuie, să fă, care trebuie făcut, ci aș vrea să le vezi ca niște semne, ca niște. Indicatoare care să-ți indice ție starea ta. Aș vrea să vezi că, dacă acestea nu există, ceva nu-i bine, și s-ar putea că ele nu există, datorită faptului că tu trăiești o înșelare și nu ești în Biserica lui Hristos, și încă nu ți-ai predat viața lui Hristos. Să vezi că, dacă acestea nu există să începi să repar de la rădăcină, nu de la a te implica și a face ceva. Poporul evreu ne stă ca exemplu cu istoria lui. Chiar dacă toți au fost scoși din Egipt, de același braț puternic al lui Dumnezeu, chiar dacă toți au fost poporul lui Dumnezeu, doar doi, doar doi au beneficiat de happy end, de destinație în țara promisă. Era un popor cu toții, dar nu făceau parte din el. Marea majoritate. Ce trist! Satan este atât de perfid și va face orice ca să te piardă. Nu te lăsa înșelat. Nu mă interpreta greșit. Nu te chem la activism lipsit de profunzime. Să nu cumva să crezi că tu ești mireasa lui Hristos și de fapt să nu fii. Ăsta este lucrul asupra căruia vreau să-ți atrag atenția. Să nu te înșel cumva crezând că totul e bine așa cum este și să se termine în tragedie. Cu lacrimi te implor, cercetează-te. Dacă ești parte din trupul lui Hristos, din biserica sa, de ce nu ai niciun rol în biserică? Ai vreo parte, vreun mădular, vreo... ceva din trupul tău care să n-aibă sens în, în tot contextul trupului tău? Există ceva în trupul tău care să nu aparțină? De ce în biserică ar fi altfel? Crezi că doar tu ești o excepție în Biserica Dumnezeului Atotputernic? Aș vrea să te verifici, dragul meu. Aș vrea să vezi pe unde ești și să vii acasă. Să te refocalizezi pe destinația ta. Să fii ceea ce ai fost chemat să fii. Nu te chem să faci, te chem să fii Biserica. Să fii un mădular în trupul lui Hristos. Și apoi, acest lucru te va determina să faci faptele pe care tu le faci, slujirea pe care o faci, să fie de fapt demonstrația faptului că tu ești. Mă mișc, deci sunt mână. Doar așa, doar așa vei avea parte de un happy end și nu de acel niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Care dintre ăstea două ai vrea să le auzi? Și aș vrea să închei mesajul acesta privind la Isus. Acolo trebuie să fie ațintită privirea noastră mereu. Și când spun a noastră, mă refer la cei care facem parte din biserica lui, care am avut parte de, care am intrat pe ușa pe care el a deschis-o în contextul comunității sale biserica. Și înainte de plecarea lui de pe pământ, Iisus și-a strâns ucenicii și le-a adresat niște cuvinte deosebite. Nu a fost o predică pe care să o rostească de pe un munte sau de pe o corabie cu ecou ca tot să-l audă, nu. Ci au fost cuvinte rostite în șoaptă, într-o cămăruță în care doar, în care doar cei 12 le ascultau. Și le-a vorbit despre destinația finală. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Destinația finală. Dar această promisiune trebuia să le ofere o încredere nezguduită, să fie fundamentală în credința lor. Și continuă, v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți, să aveți o încredere nezguduită. Cu vorbirea lor, merge mai departe și în același ton, Iisus, în aceeași cameră, le spune mai departe, că vor avea de parcurs un drum inevitabil. Dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni și în lume veți avea necazuri. Este drumul inevitabil pe care veți păși. A continuat apoi și le-a dat o însărcinare irevocabilă. Cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Bancă va face altele și mai mari decât acestea. Și nu le-a ascuns nici faptul că va trebui să trăiască o realitate diferită. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura vă veți întrista. E o realitate crudă, diferită mult de perspectiva destinației. Ba chiar diferită de lumea care îi înconjoară. Dar nu a terminat discursul aici, ci l-a încheiat spunându-le atunci lor și indirect și nouă astăzi bisericii de azi. Este vremea să vă refocalizați pe destinația voastră. Fiți atenți! întristarea voastră se va preface în bucurie. Chiar dacă aveți parte de durerile nașterii, de travaliu, în urma acestora, nu vă veți mai aduce aminte de suferință, de mare bucurie. Eu, spunea Isus, eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Lagă biserică. Avem parte de un happy end. Mântuitorul iubit ne promite asta și toată biserica se bucură anticipat și zâmbește printre lacrimi deoarece avem o privire restaurată asupra destinației. Mergem într-un loc unde va fi mult mai bine, chiar dacă parcurgem un drum inevitabil într-o realitate diferită, având de îndeplinind o însărcinare irevocabilă. Mergem însă printr-o credință nezguduită lăudăm pe acela care merită slava în veci pentru că ne-a făcut această, parte de această destinație. Asigură-te astăzi că ești în Biserica lui Hristos. Întoarce-te la El chiar acum. Și aș vrea la sfârșit să cântăm o cântare. Cu o inimă care uită realitatea prezentă, oricât de diferită ea și grea, și se ancorează în realitatea viitoare. Și să cântăm o cântare veche pe care eu am învățat-o mecanic când aveam 3 sau 4 ani. Și n-am înțeles atunci cuvintele acestei cântări și deoarece am învățat-o mecanic mulți ani de zile, am cântat-o fără să-i dau prea mare importanță. A fost pentru mine doar o cântare prin care am învățat acordurile la chitară sau am învățat să cânt la acordeon sau la pian pe această cântare. Una dintre cele mai simple cântări, poporașul meu însă atunci când m-am gândit săptămâna aceasta, Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă această cântare și ea reflectă exact această vedere restaurată asupra veșniciei. Poporașul meu, adică poporul meu, micuț, poporul meu mic, trezește-te. Iată vine mirele. Asta e destinația. Trezește-te, nu dormi. Iată vine mirele. Ia-ți haina curată și acolo când vei ajunge în cer, oștile din cer vor întreba cine sunt aceștia și mielul le răspunde sunt acei care pe pământ au suferit pentru numele meu sfânt, au trecut printr-o realitate diferită, însă au ajuns la destinație. Poporașul meu, trezește-te!